program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Programul poate conține scene de violență fizică, psihică și de limbaj minimă ca durată și intensitate, sau scene de nuditate fără conotații sexuale. Ia zi, frate, te-ai mai gândit? La ce să mă gândesc? Păi pot să mă gândesc la ceva cu libidinosul ăsta suflându-mi în ceafă? Dar ce zic eu suflând? Bălind! Că-i simt balele umede și lipicioase pe ceafă. E călare pe tine? Normal! Dacă nu e nebunul, nu la frocul, la figurat. Emma, nu-ți face sânge rău din cauza lui, că nu rezolv nimic. Dar nu de asta sunt nervoasă. M-am uitat în oglindă și aveți dreptate. Deja am ieșit din ramă, m-am făcut cât canapeaua, sunteți sensibilă. Izolarea asta, grașă. Nu izolarea, fată, lipsa de mișcare. Sau, mă rog, și de altă mișcare în afară de aia până la frigider. Uite-te și tu la mine, eu n-am pus un gram pe mine în izolarea asta. Da, ce-i drept, fac și fitness. Mi-am imaginat ce o să se întâmple dacă zac, fată. Și nici măcar n-am așteptat raportul lui Teo. Ok, mă bag și eu. Dar nu mă pricep. Îmi arăți tot ce mișcări trebuie să fac? Că dacă zici că n-ai pus un gram, înseamnă că te pricep, dragă. Uite, facem așa, ca un curs online. Și dacă mai sunt și alții interesați, o să faci și bani din asta. Du-te, fată, că nu pun eu imagini cu mine în kilos pe NC. Vrei să mă omoare, Igor? Ție și la încă unul, doi vară, dar nu mai să fie cunoscuți. Facem pe Zoom. Super! Hai că întreb Gașca și dăm drum! Da, da! Alo, da! Ce faci, fată? Te deranjez? Nu, mă, nu m-ai deranjat. Încercam să-mi bag legislația COVID-ului în cap, dar... Ia zi probleme? Nu, mă! Sau, mă rog... Doar cu greutatea corporală. Pe bune? Tu de asta m-ai sunat ca să mă iei la mișto? A mea, dragă, nu a ta. Dar nu mă mai suport. M-am îngrășat ca o... ca o varză. Varză? Varză ai spus? Mă, ce poftă mi-ai făcut! De când am mai savurat un ciolonel pe varză? Varză de aia călită. În sos de jumăr și cu costiță? Deja-mi plouă în gură. Grațielo! Eu vorbesc aici de slăbit, nu de îngrășat. Tu chiar nu vrei să slăbești? Mai slăbește-mă cu prostiile tale. Fitness, auzi? Prostii de lua banii la fraier. De ce să slăbesc? Că bărbații nu vor oase ambulate și nici tacâmuri de pui. Vor să aibă pe ce pune mâna. Băi, femeia fără forme e ca varza fără ciolan. Ciolana, varză și bulion nu. Haide, bun, că trebuie să fug până la piață. Pa! Căci bărbaților le plac femeile plinuțe, cu un pic de nu știu ce, mai plin, mai dezvoltat. Sărim pe urși ce, sărim pe sărmăluțe. Ah, ciolanul!
ce s-a întâmplat? A plecat Doru de acasă, tocmai acum că am fost vaccinată. Mă bucur pentru voi. Adică mă bucur pentru copilajul, nu că a plecat Doru. Nu? Uite, acum te și văd. Hai, stai puțin. Dar hai, zi-mi ce s-a întâmplat. Adică poate nu e așa grav. Poate l-a speriat ideea cu să devină tată. Se mai întâmplă. Da, acum realizează că are o familie, sigur se întoarce. Adică până diseară e înapoi. Și dacă nu e? Dacă se duce la vreo fufă? Că așa fac soții de gravide. Se duc la bunăciuni, ca lor nu mai prezintă interes. E balon, nu mai e atrăgătoare. Magdi, toate graviduțele sunt atrăgătoare. Bărbații se dau un vânt după gravide. Da, e un fel de fetiș, așa, lor. Crede-mă că eu sunt psiholog, știu ce zic. Auzi, dar ia zi, cum s-a întâmplat? V-ați certat? Nu, doar ne-am contrazis pe numele fetiței. Că el vrea ceva care să marcheze perioada prin care trecem. Gen Pandemona sau Izoleta. Cum dracu să-i zic copilului meu Izoleta? Ai dreptate. O să fie de restul clasei, dar... Poate glumit, mă, Magdi. Crezi? Teo, te rog să-mi-l aduci acasă. Eu? Băi, stai puțin, că va veni la mine. Știu că nu ești genul lui. Serios? Dar de ce? Că nu-s bocciere, nu-s grasă? Zice că ești sărită. Ah, îi plac tinerelele. Sărită de pe fix. Serios? Zi, mă ajuți? Că soțul tău e polițist, îl poate localiza imediat. Magda, poliția nu poate acționa când pleacă un soț de acasă, da? Asta se întâmplă doar în caz de agresiune. Inventează ceva, zic că n-are declarație. Că la cum a plecat nici n-are. Lipsa declarației nu e un motiv să te ia poliția. E maxima amendă. Atunci zic că e suspect de COVID. Are febră 40 și trebuie băgat la izolare în familie. Hai că la cei idioținii de nume a propus pentru fată nu-i exclus chiar să aibă. Hai că o să văd ce pot să fac. Liniștește-te, da? Sărum mâna. Hai că-ți trimit o oală de sarmale și doi cozonaci. Că dacă nemernicul a plecat, nu mai are cine să le mănânce. Că eu nu pun gura. Că oricum am făcut cât balu. De asta a și plecat de acasă. Nu din cauza numelui copilului. Tot e bine. Astăzi încep fitness-ul cu Varvara. Ca să fiu în formă maximă pentru marea reîntâlnire, ești mulțumit? Dar n-am zis eu așa ceva. Nu direct, prin aluzii. Crezi că n-am prins-o pe aia din ședință? Aia n-a fost nicio aluzie. Hasane, las-o palcă. Nu a fost aluzie. Crezi că vreau să te văd despuiată? Adică nu vrei. Ție scârbă de corpul meu? Nu tu ai impresia că vreau eu să te văd în kilos de fitness în fața matadorului aluia? Nu că tu ai fi taurul, că nu ești tau, că taurul e de sex masculin, tu ești de sex feminin, nu ești cât tau. Adică nu ești cât... Băi, nu vreau să te văd așa, ce nu simt conștient ca tine, vrei să sară pe tine? Hasane, nu sare nimeni pe mine, calmează-te că am un plan. Cel mai bun plan e să faci pe sedentara și pe grasa. A, de sunt grasă! Nu, stai, am zis să faci, nu că ești. Adică să încerci să fii cât mai neatrăgătoare. Deci exclus echipament de fitness scoasă în fund. Bă, taci și ascultă. Că nu o să fiu cu nicio ață în fund. O să fiu exact cum spui tu, neatrăgătoare. Dar vreau să inițiez programul ăsta de fitness ca să-i distrag atenția libidinosului de la mine. Să se uite la Varvara crăcită. Poate pică cu tronc și-și mută balele pe ea. Că fata e disponibilă. Ba chiar îmi place pe obsedat. Ok, dar mi-arăți echipamentul înainte de... Ok, o să mă îmbrac un costum de schi, disperatule. Super idee, că n-ăla transpire abundent și slăbești dublu. A, deci nu mă consider grasă, dar mă consider. Nu, că... Nu se aude. Aș fugi cu tine, aș fugi în lume veselă și... Nu, desculță! Nu te duci, mă, băiatule! Desculță și numai cu ce am pe mine, așa pentru tine. Și ul... Ce, mă, iar ai spume pe tăuraș? Nu, amuzant! Sau, mă rog, alea se subînțeleg. Sunt permanente. Auzi?
Eu și Barbara chiar am luat în serios ce ai spus tu dimineață și vrem să combatem îngrășatul în izolare. V-am ales? Cum? Ai sudat ușa frigiderului? Eu chiar vorbesc serios. Am făcut un grup de fitness online. Te bagi și tu? Hai că te să dai un exemplu că ești consilier la sănătate. Normal că mă bag. Eu oricum făceam mișcare. Nu prea m-am îngrășat, dar... Faza bună trece celulita rea. Că tocmai ce m-a sunat o pacientă că i-a fugit bărbatul de acasă. Stai, mă, liniștită, că lui Poponez nu-i place să fugă. Cred că face 100 de metri 10 minute. Parcă ziceai că vorbesc serios. Vezi că nu e de râs. Pe bărbat când îl apucă amocu... Să vezi cum fuge. Eu zic mai bine să nu dai prilej. Păi ce crezi că Hasan al meu ar fi în stare să fugă? Bă! La cât a fugit prin deșert la antrenamentele alea teroriste, zic că i-a rămas instinctul de alergător. Deci, ai grijă. Ia zi, cine mai era cursul ăla de fitness? Momentan doar noi două. Dar dacă o conving pe Grațiela sau pe Mărlanu, se umple cursul. Așa, ia. 6-2. Marș, mă, că nu e marți. Cum vorbești cu mine, Mărlane? Ema? Cum se credea că e Chiorete? Și ce? N-are voie să te sune decât marța? Nu, mă, jucăm tab ăsta... Șah, ca să ne punem și noi mintea la contribuție, să nu ne tâmpească izolarea. Ah, adică tot pe sedentarism. Dar niște mișcare nu serviți? Hai că am făcut grup de fitness. Păi nu, eu fac mișcare zilnic, n-am nevoie de fitness. Mărlane, nu e mișcarea ușii frigiderului, mă refeream. La sport adevărat. Ce sport faci? Oh, o grămadă de sporturi. De exemplu, alergare. În casă. Dacă e un stil nou, minimalist, așa. 6-5 în casă, fuga e sănătoasă. Te-a spart. Te sparg. Tot nu scap de mars, cu du-mă! În visele tare, tablagiule, la propriu! Te crede, nu mai pot, Mărlane! Mai fac și... handball! Băi, fără măgărin! Sportul femeie, ăla cu porci! Case 4! Poartă în casă, feticule! Ți-a apă, Chiorete, că sunt apărat! Și cât durează antrenamentul ăsta la tontatlon? Mult, mult, că uneori dublez exercițiile, să știi. Este 6-6, ia 2, 7, 2. Ce ai făcut, mă? Iar te-ai șters fără cârpie? Carantina, Gabore, ce să faci? Criză, nu se mai găsește. Dar fitness-ul înseamnă minte sănătoasă în corp sănătos. Și ție nu ți-a stricat amândouă. Plus că instructorul e Varvara. Pa bune? Păi atunci mă bag nenică că e... Când e prima oară că trebuie să mă echipez? Te anunț! Stai nițel să finalizez grupul. Să trăiască Barozanu! Stai așa! Lasă-mă să ghicesc, ai încă o idee genială de afacere. Nu mai zic că ești genial, că sunt redundant. Boss, ne-a zis Teo că femeile s-au îngrășat la greu în perioada asta de carantină. Că să plâng la telefonul poporului e nebunite să slăbească. Aha. Și vrei să le trimiți o poză cu tine ca să o ia la fugă, corect? Bă, genială idee, excep... Băi, nu, impecabil. Nu, boss, dar cum ar fi dacă am importat niște pastile de slăbit? Dalea minune. Cu zice pe net, în 3 zile dai jos 15 kg. 15 zi. Aha. Și de unde ai de gând să le iei? De pe burtă, de pe fund. Pastilele, academicianule, savant. Pastilele. Ah, din China, că acolo îți găsești orice. Ah, da, ai mare dreptate. Inclusiv COVID. Și fii atent la mine, dacă le dai și virusul, slăbesc mult mai repede. Poate chiar slăbesc definitiv. Bă, nu m-aș fi gândit niciodată. O idee genială. Bă, mai au chinezii COVID, boss, nu l-ai exportat pe lor. Bă, tu ești idiot rău, rău de tot. De fapt, idiotul sunt eu că n-am fost în stare să ignor amărâta asta de sonerie de la telefon.
scuze, boss, dă-mi voie să repar greșeala cu ideea de a face și mai bombă. Ce zici dacă am face un streaming online cu niște vedete care face fitness? Mărlane, genialule, vedetele, dacă vor așa ceva, se postează la ele pe pagini. Nu au nevoie de tine, nu au nevoie de tine, măi, băiete, băi. Păi de la ele le și iau, boss, ce știu alea, că o să dau contul doar la câțiva tovarăși de-ai noștri, de încredere, contra cost, normal, pay-per-view, ha? Ce spuneți? Săracu, a tâmpit izolarea, nu mai percutează la nicio afacere. Ia! Hai, salut, Chiorule! Ia zi, mă, te interesează un streaming online cu niște vedete care face fitness în Craciugoi? O bere, două, că știi că nu-ți foamea în gât. Super! Întreabă-i tu și pe restul din gașcă. Ia, 6-6. Ia, când prin țânță, ăștia roz cu gri, nu, că sunt trei seturi. Asta albastră, nu, că are și bustieră, dar nu, că-mi place asta. Asta îmi place, îmi place și ne zăpăce cu albastru și asta cu nici. Asta merge ok și asta să-mi țin. Alo, da? Da, telefonul poporului, cu ce vă putem ajuta? Bună ziua! Am un copil. Să vă trăiască și v-ați cinstit de fericire, nu? De supărare. V-a supărat copilașul? V-a pățit ceva? E o fetiță și nu știu ce nume să-i dau. Aș bea ceva așa mai modern. Știu și eu modern. Olivia? A, nu, că nu vreau să se creadă că fata mea e măslinie. Păi atunci, Maia? Sărână toți de aia. E drăjdieră! Auziți, există vreun nume de ăsta modern pe care să nu-l interpretați? Izoleta, Pandemona, Virus Lara, care din acestea vi se pare mai potrivit? Niciun! Vă bate joc de copil! Satul nostru este să-i căutați un nume când o să fiți mai odihniți. Mergeți și dormiți un pic. Că m-am certat cu soția din cauza numelui copilului. Dar cum o cheamă pe soția dumneavoastră? De ce? Poate ne vine așa un gând despre numele copilului. Magdalena. Dar nu vreau să-i spun așa, că o să crezi confuzie în casă când le strig. Plus, o să fie subiect de Caterică la școală. Da, înțeleg. Auziți, unde sunteți acum? De ce? Pentru că nu aveți voie să vă plimbați așa oricum prin oraș. Dacă vă intercetează, doamne ferește, vreo patrulă, să vorbesc cu ei, să nu aveți probleme. Magdalena, spune drept, cine te-a mușcat de piept. Mărlanu, de ce nu e? Păi știe că lipsește pupăză și... Și ce dacă lipsește pupăză? Azi să ținem ședințele oricum ar fi. Mărlane, treci în ședință că te găsește, dragi! Fracu, săr, nu mai ușor, teroriștule, că le dai dracu difuzoare, păi ce? Vrei să rămânem surți, să nu mai auzim când se apropie COVID-ul de noi, tâmpitule? Hai mai subțire cu apelativele astea, că vorbești cu primul om în stat, cu președintele! Care președinte, mă, amețitule, ai luat-o pe arătură? Eu nu iau pe arătură, că nu mă cheamă Chiorete. Dacă Pupăză m-a lăsat în locul lui, ce sunt milițiene? Când președintele e bolnav, ce devine vicepreședintele? Dar tu nu ești vice, ești no-vice. Păi ia încetați, că pierdem vremea. Iete cine-i șeful. Hasane, tu poți să fii maxim suportător de cuvânt, bă. Și tu poți să fii maxim sacul meu de box. Vrei? Ema, încetați că avem treabă. Mi se pare mie sau ai țipat la ea? Șefule! Ema, zi lui intrigantul ăla să dispară, altfel îl fac eu să dispară. Acum pot. Mă îndoiesc. Să vezi o să te îndoiești tu sub culanul lui Chiorete. Ba, pardon, novice, ule, că poliția nu se deplasează la covidoși, că nu vrem să răspândim pandemia. Plus că fără ordin semnat de adevăratul președinte, nu de asta închipuit, nu mișcă nimic. Ghinion, pinguinos, ghinion!
Ce probleme sunt? La noi nu sunt, pentru că mirobolantul... Atunci taci! Mai departe, Emma, că sigur la tine sunt probleme? Normal. Am descoperit că avem șoareci și am nevoie de o travă. Bela, tu vrei să mă otrăvești? Vedeți că sunteți complici la crimă. Am zis să zic să rămână înregistrat. Oricum nu scapi. Băi! Calmați-vă! Codămân Hitchcock, da? Eu știu că v-a afectat izolarea și excesul de mâncare. Pa bine, nu. Mie chiar mi-e foame. Mârlane, taci că iar ești obosit. Dar nu giftuit? Ești atent la ce-ți discut aici sau ești până afară de subiect ca toți șefii? Lasă mâncarea, Mârlane. Că mai nou supraalimentația a devenit problemă națională. Toți cei care sună la telefonul poporului se plâng că au luat în greutate și asta le afectează încrederea de sine. Da, izolarea trece, kilogramele rămân. O să ieșim din carantină niște hipopotam frustrați. Bun, și care ar fi soluția? Că mă interesează. Asta nu e vreo aluzie? Mai întrebi? Mă interesează pentru starea nației, intrigantule. Încetați, Hasane! Soluția ar fi să faceți sport ca să vi se oxigeneze capetele alea și să judecați. Eu nu mi-oxigenez cap că nu-mi place blond. De fapt, nu am ce. Bine zis. Perfectă ce corp ai! Uite de la instructor, nu la mine, că eu nici nu... Eu nici nu fac mișcările corect! Așa! Măi, Bela! Nu-ți mă, hainele alea jos după tine, tu nu vezi ce hale ai transpirat, vrei să o mori? Hai că bine să vezi. În visele tale poate, adică niciodată. Ți-am mai spus odată pe o vorbă de la Madresita. Niciodată să nu spui niciodată. Nunca să-i nunca. Bine. Hai mă, des hainele alea jos pe bune. Hai mă, nu bată. Gata, prințesa mea e servită. Auzi? Nu vrei totul să te ajut eu să-ți dai hainele astea jos? Nu? Nu vrei să te ajut? Hai, ia și bea singur atunci. Auzi? Bănuiesc că poți să trimit la cui păsăriga asta din ecran, nu? Și eu m-am oprit acum 10 minute.
Esteban, eu înțeleg că vrei să scapi de Esteban, dar nu ține șmecheria. Nici o șmecherie. Am toate simptomele de coronavirus. Calmează-te că n-ai niciun coronavirus. E o amărâtă de febră musculară de la fitness. Fă și tu un duș rece. Păi femeie, tu e surdă? Nu pot să mă mișc. Cum să ajung la duș? Roagă-l pe Esteban să te ajute? Niciodată! Niciodată să nu zici niciodată, da? Da, mă rog, ia o vitamina C și mișcă-te, că cui pe cui se scoate. A, chiar când e următoarea ședință de fitness? A, nu! E, stai puțin, stai. Mă sună Chioretă, l-am pus să găsească pe cineva. Hai, pa, pa! Da! Gata, madame! L-am carantinat pe plimbăreț, exact așa cum i-ai cerut. Da? Ciudat. De ce nu-mi fi sunat nevastă să mulțumesc? Te-ai asigurat că ai intrat în casă? În care casă? În al lui, doar nu l-ai băgat la altcineva, nu? Mă, eu nu l-am dus în nicio casă. E acelea la noi la secție. N-ai zis să-l carantinez pe motiv de COVID? Păi, l-am băgat la beci, că acelea ea mai sigură metodă de izolare, da. Dar nu vrei să-l împlim pe un bloc, ci să infesteze tot blocul, nu? Da, baby. Dar de ce găfâi? Opa, în sfârșit ești și tu gelos. Stai liniștit că dacă eram cu vreun cadru medical, așa ca tine, nu-ți mai răspundeam la telefon. Aha. Am făcut fitness cu Emma, Teo și umflatul de mârlanu. Mă, tu ai nebunit? Cum adică te-ai întâlnit cu Emma? Voi profitați de faptul că este popă zăplecat și încălcați carantina, nu? Iubire nu abera! Dacă aude cineva și știi că aude, ne bagi în belele cu pupăză. Nu s-a întâlnit nimeni cu nimeni, făceam fitness online. Dar nu-ți imaginai că pot eu să fac gimnastică în danf de mârlan. Eu mă filmez când fac mișcările și ea repetă după mine după ce văd în ecran. Ce zici dacă am face un streaming online cu niște vedete care face fitness? Baby, mă mai auzi? Da, te aud. Căutam ceva pe net. A? Ce ziceți, băieți? Cum e gagica? A? Dar ce cauți, mă? Bă, tu te uiți la păsărici? Exact la asta mă uitam. Mai exact la a ta. Și vreau să spun că arăți bine în costumul ăla. Iubire, tu mi-ai pus camere de filmat în casă? Îmi place ideea, dar trebuia să mă anunț și pe mine dinainte, că făceam ceva mai drăgu. Nu ți-am pus femeie nimic. Te-a filmat din pecinul de mârlanu în timp ce făceai aerobic și te-a pus pe internet ca să privească și prietenii lui onaniști ce să vezi. Motiv pentru care o să-l tranșez, o să-l întes într-o baliză și o să-l arunc în dâmbovița. Baby, ai nebunit? Vrei să te dai de gol că ești iubitul meu? Relax, se ocupă fata. Și legal. Și zi mersi că dacă m-a distribuit, asta înseamnă că sunt piesă. Ia zi, vrei să intri și tu așa un pic în piesa asta? Magdi? Nu pot să cred. Avea dreptate bărbatul meu că e sărită de pe zi. Nu să arestezi, mă, un om doar pentru că a zis că nu ești genul lui. Nu l-am arestat, e o femeie. Polițiști. Și cine i-a pus? Legea. Că domnul umbla beat prin carantină, fără adeverință. Păi ai zis că pentru atâta lucru nu poate să te ia poliția. Și tu ai zis, zicem că are COVID și să-l carantinăm. Dar la mine acasă, nu în arestul poliției. Că nu vreau să am un bărbat șocat. Ordonă-le imediat să le libereze. Dacă în 20 de minute nu e acasă, nu-ți mai trimit nicio sarma și niciun cozonac. Și depun și reclamație că mi-ați arestat soțul. Abuziv, că avea declarație. Te-am mințit. 20 de minute. Da. Facerea de bine e cu C și cu K. Ah,
și eu. Nu uitasem ce frumos gen. Să vezi tu ce o să gem dacă vin eu la tine. Că da, vreau. Dar poți? Nu cred că ai cum. Nu mai râdeam, că fac pe mine. Eu m-am oferit să te dezbrac, dar tu nimic. Batman. Bine, ajută-mi. Hai. Ți-am zis niciodată să nu zici niciodată? Bine, ți-am zis? Bine. Hai. Haide, așa. Stai. Pune-ți ceva pe ochi, că tu te vorbezi la mine ca un obsedat, te știu eu. Ce să-mi pun? Vesul meu, uite-l acolo. Să-mi pun vesul? Da. Bine? Pe ochi, scârbă. E bine așa? Da, vai că fac pe mine. Ce faci, mă, nesimțitule? Caut fermoarul. Mă pipai! Asta e pipaială? Da! Asta e pipaială! Ce s-a întâmplat? Ce-a făcut? Cine a să curețe? Ce? Cum nu vrea să iasă din arest? De ce nu vrea? Că fiindcă nu vrea să întoarce noaptea asta la nevasta. Vrea să o fiarbă, auzi? E nebun? Nu e exclus posibilitatea. Dar să știi că Beat e sigur. Chiorete, trebuie să-l convingi să plece acasă. Nu vrea, madame. A zis că dacă tot a plecat în aventură, păi vrea să-și trăiască aventura până la capăt. Adică să golănească și el în ultima seară. Că pe urmă vin greutățile, vine copilul, vine... Apropo, știi ce nume vrea să pună la copil? Și că dacă e fată, o să-i spune Pandemona. Și dacă e băiat, îi spune Pandemin. Păi nică, voi la așa nume. Îți dai seama că e aproape imposibil să ți-l conving. Că e clar că e lovit cu leuca și n-are nimic în devlă. E musai să-l convingem să revină la nevastă. Că dacă nu, ne legăm aia peste tot. Da, dar nu știu cum... Sau, mă rog, aș ști, dar parcă n-aș vrea să-l înconving pe Vasilica meu, că asta e o situație nouă, total nouă pentru trânsul. Eu, pe Vasilica, l-am învățat să bage lumea la beș, mă, nu s-o scoață. E o situație nouă, ți-am zis, nu crezi că face față. Știu, nu. Bine, pa. Pentru grupul ăla de fitness, nu mă interesa. Nu, mă, am nevoie de ajutorul tău. E la voi în arest un tip care refuză să se întoarcă la nevastă sa, ci că vrea să aibă o aventură nocturnă. Dacă îl convini să plece acasă, ai o oală de sarmale. Și dacă poți să faci fără să-i lași urme, ai și doi cozonaci. De care? Cu de toate. Adică cu jumări? Nu cu ciolan și cu slăninuță? Cu rahat, nucă și stafide. Bine! Bine! În 10 minute la are acasă. Haide, pa! Teodora, am o idee cum să-l scot pe sandiliu. Mă stropesc pe față cu apă, să pară că am febră și după aia mă duc și... îi tușesc în față, mă, ca și cum aș avea COVID. Păi știi cum fugi ăla, mă, când mori, băi, nici nu-l mai prinde, mă. Nu mai e nevoie, că am rezolvat. E, cum? Nu vreau să mă fug! Ajutor! Catiluș! Exact, îți pariem cu Godzilla! Bravo, bravo! Exact! Auzi? Mă duc să-l spăc pe ăla, dar cu alea, până nu face stop cardiac. Sau până nu-l mănâncă grațiluși, că-mi pare că e nemâncat, a mâncat doar 14 sandvișuri azi. Și pericol mare! Pa!
Wow! O schimba meniu, avem miere! Mârlane, sper că nu mă filmez cumva pentru un site de libidinoși. Vezi că folosirea de imagini fără acordul persoanei încalcă dreptul la viață privată. Vrei înapoi la pușcărie? Printre libidinoși? Ce vrei, Chiorule? A picat netul! Mai lasă vrăjeala, Mârlane! Zic că vei bani în plus pentru imagine cu Barosanca. Plătim triplu! Hai, bagă! Bărbaților le plac femeile plinuțe, un pic de nu știu ce, mai plin, mai dezvoltat. Sărim pe orice, sărim pe sărmăluțe. Da, hai să filmăm, adică. Te sparg, uidu-mă, te scap. Te scap, nu smarți. Am un coș între sprâncene. Domnilor telespectatori, vă rog frumos să vă uitați pe lângă coș, pentru că dacă puteți, după cum puteți uita, mi-am făcut freză de președinte cu cărare poparte, aranjat frumos, pentru că și președintele se coafează în timp de pandemie. Deci faceți abstracție de acest punct. Vă mulțumesc! Vă așteptăm și în episodul următor și o să-mi treacă coșul. Gata, i-am anunțat. Hai. Să-l faci pe un anebis, doamne! Ela, cu grijă! E zelos așa de fericit. Mă bă, ce cizmă de aia, în cap era, sunt, mai. Ce mare râs, ce... Că nu mai avem timp, măi! Gata! Gata, Lidia, revinut! Ceapă lupta cu gripa. Ah, unde ești tu, țepești, doamne? Unde ești tu, țepești, doamne? Poți-și cu vreo fufă? Măi, stai pe loc, Barbaro! Bădescule! Upăză! Ai zis că ești președinte de țară democratică și europeană. Că sunt președintele României. Trăsniții! În timpul pandemiei, un serial făcut de acasă. Astăzi, la Prima TV. Ceapă lupta cu gripa. Ah, unde ești tu, țepești, doamne? Unde ești tu, țepești, doamne? Poți-și cu vreo fufă? Măi, stai pe loc, Barbaro! Bădescule! Upăză! Ai zis că ești președinte de țară democratică și europeană. Că sunt președintele României. Trăsniții! În timpul pandemiei, un serial făcut de acasă. Astăzi, la Prima TV.